Salut, sunt The Tiger și suntem aici în, cum să vă zic, surpriza mea. Asta e surpriza mea, băieți, asta e. M-am pus și eu pe creativ să văd dacă are vreo ceva eroare și de-astea, dar nu are. Și cam așa, stai să vă și arăt ceva. Așa, și bam! Vă place scutul meu de tigru? Așa. Să mergem la treabă. Așa. Să ieșim și noi de aici. Așa, fine. Și m-aș duce pe un pic pe leagănul ăla. Mulți angajați nu prea mai vin, adică trebuia să vină de mult timp, dar cam nu au chef, deci... Da. Așa. Ne-am distrat și noi puțin pe acest leagăn. Mergem și noi puțin pe topogan. Topogan, da? Hai să ne ridicăm. Oh, stai, am căzut și jos. Hai, du-te, mă. Așa. Și 3, 2, 1, și... am reușit? Am reușit la limită. Și... Brrr, gata. Aia n-a fost așa de tare topoganul, dar așa, merge pe balans. Pe bune, am spart balansoarul. Pe bune. Dacă ai fi aici proprietarul acestui parc, te rog eu nu mă amenda. Pentru că este foarte greu. Să mergem și noi un pic. Avem și o fontună. Și e foarte frumos. Din păcate, singurele magazine pe care merge, putem merge, este brutăria și asta de băuturi. Deci mergem un pic la brutărie și să-mi cumpăr niște... pâine sau torturi de astea. Așa. Da. Wow. E frumos decorațiunile astea. Domnule, vreau cea mai bună pâine ta. Acum nu puteți pentru că nu mai aveți pâine. Bine. Atunci, da, bine. Hai, mă, nu te mai închid eu ușa. Auci. Te urăsc! Așa. Ha, ușă. Nu mai faci tu șmecherii ăsta. Spui și nu mai face ușa asta șmecherii. Am putea bea ceva, un red berry. Delicious. No, tare. Cât costăm? Să mergem și să băgăm bani aici înăuntru. Să-l umplem pe tipul ăsta cu câțiva bănuți. Bănuțăi. Așa. Băi, pune aici bani. Sunt milionar. Hai, cât costă? 5 lei. Pe bune, eu n-am 5 lei. Așa că să dau 10 lei și mai cumpăr un suc. E bună afacere, mai cumpăr una Pepsi. Yeah, boy. Ce sticlă. Domnule, așa. Who are you running? Păi, da, domnule, pa! Am luat și un pic sticla asta. Și să le bem pe ambele. Să facem pe băiatul ăsta să nu mai aibă sticle cu sucuri. Yeah. Mă rog. Băi, pește! Bă, vrei să scap din închisoare?
Am uitat, e doar un afiș. Pot să intru? Peștișorii mei! De ce mi-ați prins? Hei, pește! Bine, 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 bine. Nu niciodată. Deci nu aveți voie să luați de aici pești, decât să nu uităm, avem voie. Și cam asta e și corect, adică... Ce n-ar putea fi mai corect decât atâta? Și când am făcut pe creative, v-am dat să nu mai fie, să fie numai zi și să fie numai ploaie. Și de asta când o să dorm, o să vă arate. Deci, știu, dar îmi place și mult când stau în parc și e așa noapte, seara asta. Cât de bine este! Cred că o să adorm. Așa... Cred că sucul ăla m-a făcut să fiu energizant. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă de ce. Gata, mi-am revenit. Acel Red Berry chiar n-a fost delicios, pentru că m-a făcut să îmi învârt cap, că am amețit deja. Trebuie să mă duc din neapărat în pat. E și clar. Da. Și asta e cel mai tare server. Din păcate nu o să poată juca nimeni cu noi, pentru că nu este multiplayer serverul ăsta. Dacă ar fi fost, era prea tare. Dar ce să-i facem, așa este. Așa că nu judecați sau ceva de genul. Și știu eu ce facem. Da, gata. O să mă angajez pentru păști. Păștii mei frumoși. Bă, pot să mă angajez? De ce ești rău, pește? De ce ți închizi ușa? Asta nu e ușa. Mă rog. N-am putea angaja, dar nu știu unde este domnul primar, să-i zicem. Dacă ne putem angaja, adică nu le putem angaja, așa, gata. Ăsta ni... Să ne ducem așa, bam, gata, ne-am angajat. Haideți și cumpărați, adică nu merge așa. Trebuie să facem chestii serioase. Nu că așa. Și aici o să încheiem episodul. Și dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați acel butonaș de like, subscribe și toate cele. Și dați subscribe și la acest scut. Vedeți? Dai, stați. Stați așa. Uite, uitați-vă. Vreți un scut? Da sau nu? Pa!